Da, am revenit, stimați respectatori, din pauza de publicitate. O pauză scurtă în care am încercat să-i țin calți pe invitații mei din această seară, domnul Valentin Vrabie, primarul municipiului Megidia, și domnul Adrian Boioglu, jurnalist. Discutam înainte de pauza de publicitate, domnule primar, despre reacția presei la această tranziție a dumneavoastră dinspre zona independenței către zona politică și am văzut foarte clar și care sunt motivele. Ce spune presa? Ce spune câinele de pază al societății? Cerberul. Să știți că sunt și câini turbați. Foarte plastic. Așa că depinde ce... pădure fără uscători. Așa este și știți ce mă bucur acum la electoratul de astăzi, că este mult mai inteligent decât mulți oameni din presă, din așa zisa presă, și se uită de fiecare dată cine îl înjură pe Vrabie. Cine e persoana respectivă? Ce a făcut în viața lui? Ce îl recomandă? Câtă experiență are? A trecut vreodată prin lucruri prin care este nevoie să treacă acest om, luând greutățile și problemele acestea, și ia o decizie care poate nu-i place, dar trebuie? Adică să știți că oamenii sunt mult mai maturi, raționali și echilibrați față de acei mercenari din presă pe care oamenii au identificat, mai ales în județul Constanța, care sunt așa zise tonomate. Bași banul și face orice vrei. Păi bun, spuneți. Aceia întotdeauna, sau în perioada asta, au zis, nu, domne, că, mă rog, au privit lucrurile urât. Dar presa rațională și... N-au fost și dintre cei care, într-un trecut destul de apropiat, v-au susținut? Cei care vă critică acum, într-o manieră sau alta? Sau cei cu care ați mai avut ciocniri? Stați să ne înțelegem. Niciodată în 8 ani de zile, nu am invitat la evenimentele pe care le-am organizat în Comuna Peștera să spun cuiva ce să scrie, cum să scrie, ci pur și simplu am invitat de fiecare dată și am promovat niște realizări, niște fapte. De fiecare dată era un eveniment la care se aduceau lucruri realizate și fiecare a scris cum a crezut despre acel lucru. Dacă eu am realizat un pahar, unul l-a văzut într-un fel, unul într-un fel, unul mai plin, unul mai gol, dar a existat acel pahar. În comparație cu astăzi, când după nici o lună de zile au început să urle câinii turbați de paza ai democrației, nevrând să-și dea seama sau ignorând inteligența electoratului de azi, după o lună de zile, într-un municipiu în care nici nu reușești să cunoști tot personalul din primărie, tu să începi să spui că n-a făcut nimic și că, mă rog, multe și multe alte lucruri, se dovedește clar rea credință. Eu cred că un primar de un municipiu, 2 ani de zile, cred că e o perioadă decentă, mai ales pentru mine, care am și o experiență în spate, după care pot fi analizat. Și atunci mă supun analizei pertinente, radiografie, așa cum vreau orice câine de pază al democrației. Cum e cu presa, Adi? Cum ai vedea tu toate reacțiile? Pentru că, na, îmi rezerv și eu un ultim cuvânt după, așa foarte scurt, reacții destul de dure totuși la ultimele mișcări de aici la Megidia. Sunt colegi din presă care au avut într-adevăr reacții dure. Nu pot să-i condamn pentru că sunt jurnaliști. Nu. Ce îți dă acest drept dacă ești jurnalist? Nu, altceva vreau să spun. Sunt, da, libertatea de opinie, da, e sacră în jurnalism. Și au exact... Jignesc și asta e foarte grav. E opinia lor. Păi pot să am și o opinie? Da, sigur că da, ieșiți în presă și jigniți la rândul dumneavoastră, dacă nu, chiar da, credeți că asta e măsura calității umane. Cei 7 ani de acasă mie nu-mi permit vedeți, să fac aici așa. Aici ajungem în altă zonă a discuției. Din punctul meu de vedere, corect ar fi că atunci când vorbești despre niște fapte făcute sau nefăcute de un om, să-l întrebi și pe el. Eu după ce așa fac. În măsura în care și acel om vrea să discute, vrea să vorbească. Sunt oameni care pur și simplu nu răspund la telefon. Dacă am încercat să scriu despre acțiunea unui primar, nu dau acum un exemplu, dar eu un primar de oraș din județul Constanța, nu mi-a răspuns la telefon. El sau la e-mail sau la solicitarea făcută pe e-mail către primăria respectivă nu mi-au răspuns. Și atunci am fost nevoit să știu că nu mi-au răspuns. Într-adevăr, în astfel de cazuri așa ar fi normal să se întâmple.
Dar în același timp jurnaliștii au dreptul să scrie ce doresc, evident acele fapte trebuie dovedite, în cazul în care ele se dovedesc a fi, eu știu, calomnii sau altceva, oricând pot fi dat în judecată, și eu, la rândul meu, pot fi dat în judecată dacă scriu ceva de o persoană nume care se dovedește a fi de rea credință sau ireal. Sau șantaj. Sunt convins că domnul Vrabie poate oricând să dea în judecată pe acești oameni dacă se consideră nedreptățit. Da, bine, cum vezi tu acum, știi, e chestiunea asta de ochi al jurnalistului, de ochi. Uite, obiectiv. La prima discuție, la primul interviu pe care l-a făcut cu domnul Vrabie pentru Constanța News, în momentul în care a intrat în alde, l-am întrebat de ce a făcut asta. Părerea mea personală, i-am spus în afara interviului și am încercat să o nuanțez cumva și în interviu, este că intrarea în alde a fost o greșeală, pentru că era un primar independent care avea o anumită, nu o anumită, avea o autoritate foarte, foarte bună, deci avea o imagine foarte bună, a câștigat niște alegeri cu ajutorul acelei imagini foarte bune, niște alegeri grele, ca independent, neajutat de un partid, și iată că la câteva luni distanță a intrat în alde. N-am înțeles acel gest, am început să-l înțeleg acum oarecum, chiar și numai aceste emisiuni, și o idee foarte bună și mulțumesc că m-a invitat aici și am reușit să se adreseze întrebări în fața tuturor de altfel, pentru a lămuri anumite aspecte. În continuare, cred că ALDE nu este un lucru bun pentru primarul Valentin Vrabie și asta pentru că ALDE are, eu știu, oameni de o anumită factură, este un partid mic și mic, mă refer și la numărul de voturi, dar rămâne de văzut dacă aceste lucruri se vor schimba după alegeri și dacă peste un an sau peste doi ani vom vorbi despre primarul Vrabie ca despre un om pe care lumea îl hulește pentru că n-are realizări și n-a făcut nimic, sau despre un om care a făcut ceva și care a demonstrat tuturor că, în ciuda celor spuse și scrise, că tot vorbeam de jurnaliști, peste un an sau doi va demonstra prin faptele sale ce are de făcut. Eu aș ridica o altă întrebare aici și deschid această întrebare și dumneavoastră, domnule primar. Primarului Valentin Vrabie i-a trebuit ALDE sau lui ALDE i-a trebuit... Sunt convins că lui ALDE i-a trebuit primarul Valentin Vrabie. Că aici, ceea ce vorbeam în prima parte de acel calcul electoral. Da, știu că Valentin Vrabie are un număr de 60%, spre exemplu, din votanții municipiului Megidia. Nu se vor duce în 60% voturi pentru ALDE. Cu siguranță nu. Acolo s-a votat persoana. Vor fi 80%. De ce nu 60%? Cât sperați, apropo, să obțineți în alegeri cu ALDE? În Megidia. Pot să fie și 30%. Nu, să știți că eu nu mi-am calculat așa lucrurile, ci pur și simplu consider că mesajul meu și încrederea pe care o au oamenii în mine se va transfera într-un procent covârșitor. Dar mai e o chestiune iar acest lucru, cetățenii mi-aș dori un pic să le și amintesc, atârnă foarte, foarte mult la analiza rezultatelor finale, unde te așezi la masa la care rezultatul. Dar va trebui probabil să ne promiteți, uite, dacă votați cu ALDE în campania asta, veți avea asta și asta și asta. Tot ce am promis eu trebuie realizat. Ca să realizez, trebuie să găsesc soluții. Asta e una din soluții. Iar oamenii trebuie să mă susțină și cu siguranță mă vor susține. Rămâne de văzut. Uite, ca și jurnalist, sunt tare curios dacă toată această chestie cu ALDE va da roade și sper să nu se întâmple așa, dar în momentul în care am auzit, am și crezut că primarul Valentin Vrabie se va sătura de politică repede și că într-un an, 2-3, își va da demisia din ALDE și va redeveni independent pentru a-și continua lucrarea. Să știți că nu sunt legat, doar avem o înțelegere corectă, disciplinată, civilizată, bazată pe niște, limite foarte bine definite. Și, cum am spus mai devreme, la nivelul funcției pe care o am acum eu, și la nivelul funcției cu cine am negociat, să spun, intrarea în ALDE, cred că este un argument care nu poate da greș. Bine, eu vreau să punctez un lucru. Megidia este un bazin clasic electoral PSD, majoritar. Clasic. S-au demonstrat la toate alegerile. Mai puțin alegerile locale de acum. Mai puțin la locale, pentru că aici s-a votat independent în Vrabie. Dar în 2008
70% PNL, unde a fost de stânga? Păi da, dar eu vă spun la toate parlamentarele și la toate prezidențialele. Nu, nu a fost... În 2008. Noi discutăm despre parlamentare și prezidențiale, unde PSD-ul a câștigat întrace aici. În proporții de peste 60%. Cam cum ați câștigat dumneavoastră acum alegerile la locale, așa câștigat PSD-ul la PAS, la parlamentare se și la... Se mai satură oamenii de minciuni, știți cum este? Bine, minciune acum, până la urmă, le spun, minciunile le spun toți. Natura politicii. Exact, e o chestiune sine qua non aici. Și cine și-a angajamentul? Eu îmi asum și mi-au acest angajament, că acest gest pe care l-am făcut și apelul pe care îl fac... Este foarte bine cântărit, este, cum să spun, o necesitate pentru mine, pentru a atinge obiectivele, iar cetățenii până la urmă ce își doresc? Că Medgidia să se transforme în orașul acela frumos, dezvoltat, civilizat, bun, de care au nevoie. Spuneam că ALDE este cam acolo, în zona fierbinte a clasamentului politic, dacă să vorbim în termen sportiv. Și haideți să închidem cu totul robinetul acestui subiect, să trecem un pic și pe administrație. De ce nu la PMP? Aveți o problemă cu Băsescu? Aveți o problemă cu Claudiu Iorga Palas de la Constanța? Ce se întâmplă? De ce ați ales totuși ALDE? PMP-ul pare totuși un pic mai puțin penal. Nu cred că le-am pus nimeni pe balanță ambele partide să vadă care are mai mulți, ALDE sau PMP, dar pare un pic mai curățel. E un pic mai curățel PMP-ul. Da. Și totuși, dumneavoastră, la ALDE. Deși, vedeți, ca și calibru, intră amândouă în aceeași pușcă. N-ați analizat rațional, să știți, că la PMP, dar nu-mi place să vorbesc despre lucrurile alea. Dumneavoastră sunteți analiști și analizați. Nu, știți foarte bine că și președintele Băsescu a fost la peștera în vizită. Și chiar v-a lăudat la vremea respectivă. Păi a apreciat, nu a lăudat. De ce spuneți că a lăudat? Da. A apreciat modul de administrație. Nu, înseamnă că a avut lucruri bune de spus despre... Și dacă nici președintele României nu avea informațiile corecte, înseamnă că nimeni nu le avea. Și de asta spun unor persoane ce nu mă cunosc și n-au toate informațiile, puteau să spune pe președintele. Spuneți că v-au invitat toți sau v-au curtat toți. Ați discutat și cu cei de la PMP pe ideea asta? Da, am discutat și cu cei de la PMP la nivel național. Și v-au propus și ați refuzat, să înțeleg? Da, a fost o discuție civilizată. Mi-au propus, e adevărat. Nu m-am regăsit în colectiv, în modul de, cum să spun, de acțiune a partidului. Eu nu sunt chiar așa un fanatic și un om nechipzuit, să spun. Politica cam asta înseamnă. Sunt un om rațional, în limita decenței, a bunului simț, adică nu politica aia excesivă, ostentativă așa față de cetățean, ci bunul simț și eleganța. Și lasă cetățeanul să vină la tine, nu te face alte politica asta bunului simț și eleganța? Exact, eleganța și bunul simț. Păi da, așa a făcut și PNL-ul, politica lucrului bine făcut, și putem constata cu toții cât de bine făcut este lucrurile în România. Mai sunt încă multe lucruri bune de făcut. Cine a făcut? A făcut PNL-ul la prezidențiare, unde l-au scos pe Iohannis președinte, da? Doamne, nu l-a scos PNL-ul, l-am scos noi cetățenii, inclusiv eu am votat cu, și știu că și dumneavoastră sunt un vot împotriva PSD. A fost un vot de blamă acolo la PSD. Haideți să depășim un pic. PNL-ul se laudă că au scos cel mai mare scor din țară, din România, de la Revoluție încoa. Vreau să vă spun ceva, n-au scos nici scorul PDL-ului. PNL-ul nu se mai regăsește, de fapt, în procentul acesta. Bine, acum sunt o apă și pământ. Păi, veți lupta cu ei în alegerile locale. O să vă bateți și cu PNL-ul și cu PDL-ul, pentru că acolo oricum taberele sunt scindate la ei în curte, dar asta e altă discuție. După cum ați văzut, ei se luptă cu mine, eu nu mă lupt cu nimeni. Eu încerc să conving electoratul, sunt responsabil de multe lucruri și nu am nicio luptă cu nimeni. Eu... am spus, mă prezint. Simțiți că vă ajută, asta și ultima mea întrebare, eu știu, legată cumva de politică și o duceți spre administrație, așa cum spunea și colegul meu, simțiți că vă ajută deja intrarea asta în ALDE pe plan local pentru Medgidia? Simțiți deja că se îndeaptă lucrurile către ceva sau de-abia după alegeri veți simți acest lucru? Bineînțeles, după alegeri, după ce toate lucrurile se vor așeza, după ce... Adică nu aveți niciun beneficiu acum. Cred că depinde de scor. Bineînțeles că n-am niciun beneficiu. Totul depinde de scorul scor pe care îl veți scoate. Și asta este ecuația clară. Și bun, în condiții în care o să scoateți un scor mic, mai rămâneți în ALDE? Vă mai legați de ceva? Nu. Dacă
nu adică... sunt destul de convingător și oamenii nu au încredere în mine, atunci e normal să fac un pas lateral, asta e viața, eu încerc. E doar posibil, că eu vreau să vă lansez acest apel la oameni doar să aibă încredere în mine și să mă urmeze. Orice discuție, orice bârfă, orice campanie denigratoare, ne ducem cu 3-4 luni în urmă și cetățenii știu câtă mizerie, de câtă mizerie sunt în stare politicienii, dar pentru ei eu am ales, am decis să mă implic pentru a ajunge să realizez obiectivele de care are mare nevoie orașul. Vreau să vă pun în vedere următoarea ipoteză și să deschidem capitolul administrație publică. Domnul Vrabi, dacă, spre exemplu, nu veți scoate scorul scontat la alegerile parlamentare, veți interpreta în vreun fel că acesta a fost un vot de blam pe care oamenii vi l-au dat, tocmai raportat la această trecere a dumneavoastră în politică? Adică dacă nu veți scoate scorul, vă veți prezenta demisia din ALDE, spre exemplu, și din toate funcțiile pe care le aveți în partid? Bineînțeles, mă voi retrage din politică. La ce scor? Sau sub ce scor veți face? Nu am pus așa problema. Nu am pus și nici nu pot. Asta înseamnă că aș obliga electoratul să mă voteze într-un procent sau altul. Dar sper, de fapt sunt și convins în urma discuțiilor din ultimele zile, că electoratul îmi vor da un vot de încredere pe care îl și merit. Și sper să fie acela pe care eu mi-l doresc. Da, aveți de înfruntat un an greu, asta din punct de vedere politic. Dacă în anii trecuți nu puteam să discutăm aceste aspecte cu dumneavoastră, adică de vreo 8 ani de zile nu puteam să discutăm, uite că acum este un subiect demn și foarte bine spre a fi deschis. Haideți să ne întoarcem la primăria Megidia, pentru că am discutat destul despre cupola ALDE, de unde spuneam că sunteți cam cel mai curat om de acolo și sper să rămâneți mai mult timp, mai mult decât au rămas restul, adică dacă ei au fost curați 23 de ani, nu să măcar să faceți 25 de ani de curățenie. Mulțumesc de urare! Haideți să ne întoarcem la primăria Megidia și să vedem un pic cam care este situația aici, pentru că până la urmă focul arde aici și nu-l stinge nimeni de la București. Așa este. Cum ați găsit primăria, în ce stadiu, cum stăm din punct de vedere economic, pentru că am trecut și de bilanț, am trecut și de preluarea mandatului, ați avut timp să vă certați un pic și cu presa, ați avut timp să vă certați un pic și cu adversarii, ați avut timp să mergeți și în ALDE, haideți să vedem și ce se întâmplă în primărie. Deci eu nu m-am certat cu presa. Mă rog, s-a certat presa cu noastră, dacă așa vă convine mai mult. Dar cred că o ceartă e întotdeauna în doi. Și atunci când vorbesc singur, tot nu-ți dai seama că ești... Dar unii tot continuă să se certe singuri, eu nu-i bag în seama. V-am spus, am prea multe lucruri de realizat la Megidia. Legat de situația Megidiei la această oră, ați văzut, au trecut 4 luni și câteva zile de la validarea mea. Pot să spun că am o imagine corectă a situației economice, am o situație corectă a problemelor sociale, pentru că în fiecare marți am audiențe și mă bucur că în această perioadă au venit foarte mulți oameni și și-au spus păsurile, iar eu mi-am făcut o bază de date a categoriilor de probleme, a dimensiunilor. Iar ce pot să vă spun acum este că oarecum m-a speriat această situație socială a Medgidiei, situație ce a fost ascunsă cu bună intenție de cei care făceau politică în administrație publică, iar acest segment de oameni au fost folosiți ca masă de manevră și e vorba de câteva mii de oameni bune care trăiesc sub pragul sărăciei, care nu au nici măcar speranțe, care, vă dau un exemplu, vin foarte mulți oameni, nu avem locuință. Păi știți, nu are nici primăria locuință, știți? Păi da, dar noi suntem pe lista de așteptare, pe lista de priorități. Și întreb, cât are lista de priorități? 1000 și ceva de persoane. 1000 și ceva de persoane priorități. Dom'le, îmi pare rău, dar nu dispune primăria de locuințe, de spații locative, de lucruri de genul ăsta. Și zice, domne, măcar fostul primar ne dădea o speranță. Și zic, de când? De 12 ani. Auziți, eu vă spun certitudine și realitate. Până când vom construi... De, locuințe, de 12 ani, această categorie socială, acest segment de oameni,
într-un număr enorm, într-un număr foarte mare, au fost ținuți captivi pe niște liste de așteptare care se refăceau la începutul fiecărui an, dar niciodată, vă dați seama, dacă se dau o locuință, două, trei maxim ANL pe oraș și două, trei, patru locuințe sociale pe oraș, tu aveai liste de mii de cereri, mii de persoane. Ce puteți să faceți cu toți acești oameni? Trebuie să construiți spații locative noi. Da, aveți vreo variantă reală și fezabilă? Da, am o variantă nouă și fezabilă. Există finanțări de la Ministerul Dezvoltării pentru acest segment de oameni. Deci există posibilitatea realizării acestui proiect. Și ce le spuneți ca să nu îi țineți captive așa cum am făcut? Le-am spus adevărul. Am creat acea listă corectă despre problema fiecărui om, pentru că trebuie să-l încadreze într-o categorie anume, să beneficieze de toate drepturile. Iar la ora aceasta trebuie să demarăm proiecte de construire a aproximativ 1000 de locuințe în Medgedia. 1000 de spații locative. De spații locative. Asta înseamnă o rezolvare decentă a problemei. Și să știți că nu și e toată. Și cât timp sperați să le și construiți, să le și dați folosință? Într-un an. Eu sper peste noapte să fac lucrurile acestea, dar minunat, dar doar Dumnezeu. Întrebarea era, reușiți cumva să prindeți finalul mandatului? Vedeți dumneavoastră? Că până la urmă spuneți, 2 ani sunt ok, așa, de poanie. Dar după 2 ani de zile urmează analizele și înseamnă turație maximă. Păi vedeți, în urma discuțiilor pe care le-am avut în studio, îmi dați dreptate sau mă înțelegeți că acest pas l-am făcut oarecum forțat de împrejurări, oarecum forțat de nevoile și de responsabilitățile pe care le-am pentru Medgidia? Cum aș putea eu vreodată să construiesc un singur spațiu locativ în Medgidia când ai datoriile pe care le ai în municipiul acesta, când pe zeci de ani de acum încolo, când pe bandă rulantă se pierd procese de milioane și milioane și milioane de lei, datorii foarte vechi, când aș putea vreodată să realizez măcar un spațiu locativ? Niciodată. Pentru că ați deschis dumneavoastră discuția, domnul Vrabie, punctual, în multe cuvinte, dar punctual, situația economică reală. Deci, dincolo de problemele sociale, de oameni cu nevoi speciale, de aceste segmente de populație despre care vorbeați dumneavoastră, la bani. Haideți să vă fac de ce bani dispunem? Până, spre exemplu, la finalul anului. Ca și dimensiune, nu știu dacă își poate cineva da seama, dar facem o comparație între Cernavodă și Medgidia. Cernavoda are aproximativ 16.000 de locuitori, Medgidia are aproximativ 40.000 de locuitori. Cernavoda are 17 milioane de euro buget, Medgidia are 12 milioane de euro pe an buget. Cernavoda nu are nicio datorie, Medgidia are datorie pe plafonul maxim de îndatorare până în 2028. Cam așa stau lucrurile economic în Medgidia. Și atunci, cu toate dezvăluirile astea, cum sperați să mai și obțineți bani pentru construcția de locuințe sau pentru dezvoltare și așa mai departe? Păi, adică n-au prioritate plățile de acestor datorii? Bine, bugetul cred bugetul că poate suporta. Dar nu avem bani de dezvoltare, adică plătim datoriile și nu avem bani de niciunele mâine. Să construim un spațiu locativ, despre asta vorbeam. Iar pentru finanțarea acestor proiecte, acestor nevoi, că până la urmă nu sunt viziuni, sunt nevoi certe ale cetățenilor în urma discuțiilor, de atâta timp, cred că am o situație... Oamenii ăștia nu au unde să stea probabil acum și nu au unde să stea nici, nu vor avea unde să stea nici peste iarnă sau peste un an. Vreau să vă spun că lucrul acesta nu l-a spus nimeni despre Medgidia, iar Medgidia este, să spun, un municipiu aparte. Este probabil din județul Constanța cea mai săracă unitate administrativă. Și atunci cum se descurcă peste iarnă? Ce este interesant și aici aș vrea să punctăm? Cum se face că Valentin Vrabie nimerește în cele mai sărace UAD-uri? Să știți că mi-am dorit lucrul ăsta. Sunteți ca Dan Petrescu, antrenați numai echipele care retrogradează. Nu, echipele care le iau din retrogradare și câștigă campionatele. Medgidia peste 4 ani de zile va fi cu totul și cu totul altfel. Să știți, acum pare oarecum laudă, eu am avut posibilitatea să candidez și la Cernavodă cu șanse mai mari decât la Medgidia. Puteam să candidez
la peșteră în continuare, nici nu se punea problema să mă doară capul, erau lucrurile puse la punct, însă deja devenea plictisitor, pentru mine era prea ușor, iar eu în viață am plăcerea asta așa de a mă, cum să spun, de a mă reîncerca la o perioadă de timp. Iar meciuria pentru mine este o șansă de a dovedi că lucruri pe care le-am învățat în toată viața asta mea, iar în 8 ani de administrație legat de ce gestionez acum, îmi vor fi de folos, iar rezultatele se vor vedea peste ceva timp. La chestia aceasta, la problema aceasta de abilități politice, nu am stat deloc bine niciodată, mi-au trebuit ceva ani să le învăț, însă acum recunosc așa că nu mai pot fi prostit așa de ușor. V-a mai trebuit și eșecul cu PSD-ul. Din câte mi-amintesc eu bine, stăteați bine cu PSD-ul la peșteră. Toate sunt experiențe în viață. Din toate am învățat, iar acum nu mai pot fi prostit atât de ușor. Probleme la Megidia. Deci, spunem, situația economică, dacă ar fi să luăm notiță, cum o trecem, domnul Vrabie? Dezastroasă, colaps, pe marginea prăpăstii, cum o trecem? Cu conturile blocate... E colaps? E un pic de incapacitate? Bine, nu e colaps. Nici incapacitate, suntem într-o situație dezastroasă. Dezastroasă. În aceeași situație dezastroasă se află și ambulatorul de la Megidia. Așa este. N-are nici măcar căciulă, din câte țin eu minte, nu? Sau i s-a pus căciulă între timp? Măcar un ciolopan. Nu s-a pus. Nu i s-a deci pus. N-are căciulă. Va ninge liniștit în ambulatorul de la Megidia? Eu zic că nu va ninge în ambulatoriu până începe ninsoarea. Cel puțin acoperișul se va pune la ambulatoriu. Suntem la ultimele detalii de negociere cu guvernul Turciei, ce va investi peste 1 milion de euro în acest ambulatoriu, iar până în luna mai 2017 acest ambulatoriu va fi predat la cheie municipalității, iar în acea locație se va desfășura actul medical de care are foarte mare nevoie toată lumea. E în regulă. Care este, în continuare, vă întreb, prețul acestei negocieri cu partea turcă? Au vrut ei pur și simplu să vină să investească sau s-a făcut un soi de troc? Să știți că partea turcă, ce spuneam acum de relația cu comunitatea musulmană, ei au mai investit în Megidia, au mai reabilitat grădinițe, au mai investit în multe alte lucruri. Sunt investitori turci în Megidia. Spre exemplu, este un investitor ce are la ora aceasta aproximativ 250 de locuri de muncă, iar acum câteva săptămâni a mai obținut sau i s-a mai eliberat o autorizație de construire și extinde afacerea și va crea în total 500 de locuri de muncă. Din Turcia vine un investitor și eu zic că este cea mai mare investiție din România din ultimii ani, ce se va dezvolta aici în zonă. Deci avem o relație foarte bună cu comunitatea musulmană. Din acest motiv am și spus că invitația de a veni deputatul ce reprezintă comunitatea musulmană în partidul ALDE a fost pentru noi o datorie morală. Bun, deci asta înseamnă că în continuare mai sunt speranțe pentru... Nu ne-au cerut niciodată nimic, într-un cuvânt, să concluzionăm. Da. Și, grosomodo, există și speranțe că acea clădire nu se va degrada și nu se va alege praf, adică nu se trească să o dinamitați. În ceea ce privește, și aș vrea să intrăm un pic și pe zona aceasta de proiecte, deci probabil este un pic prematur, abia ce v-ați... apropo, stați așa, pun o întrebare personală. Putem vorbi de proiecte, dar știți cum sunt planuri așa. Stați pe scaunul de primar, domnul Vrabi? Nu, n-am stat și nici pe scaunul acesta nu vreau să stau. Dar l-ați schimbat? Că spuneați că o să-l schimbați. N-am spus așa ceva. Păi așa dacă nu stau pe scaunul de primar, nu stau. Stau pe același scaun cu cei care sunt în birou cu mine. E corect să fie deci așa. La masă de lucru. O egalitate. Bun. Haideți să discutăm de proiecte un pic. Spuneam că e un pic prematur pentru că doar ce v-ați instalat la masa de lucru, poftim, vroiam să spun în scaunul de primar și atunci mi-a venit în cap întrebarea. La masa de lucru, haideți să vedem un pic proiectele, măcar până la finalul anului, ca să nu spunem chiar până în primăvara anului viitor. Păi să știți că
Legat de finanțări europene, lucrăm pe mai multe proiecte. De exemplu, am depus pe POCU, pe zona aceasta de excluziune socială, un proiect de 6 milioane de euro. Deja l-am depus, sperăm azi, mâine, să primim punctajul. Cât de curând vom depune reabilitare și anvelopare a 9 blocuri în municipiul Medgidia, acest proiect de ceva înfrumuseța mult o zonă a Medgidiei. Sperăm să semnăm cât de curând la Ministerul Dezvoltării un proiect de reabilitare, modernizare, tramă stradală a 48 de străzi. Deci vreau să spun că în instituție se lucrează, credeți-mă și nu exagerez, la foc continuu. Sunt niște oameni deosebiți care știu ce trebuie să facă, au toată susținerea mea, au toată protecția mea, iar rezultatul muncilor, să știți că mă satisface pe deplin. Ați găsit o primărie ostilă? Ați găsit niște oameni care... Auzeam niște zvonuri de oameni care se temeau că vor fi dați afară, că vor fi... Eu știu, vine Vrabie cu echipa lui și schimbă pe toți de acolo și așa mai departe. Da, așa au fost vorbele. Într-adevăr, erau crispați toți, erau speriați, erau, mă rog, un lucru care nu se face în mod normal. Poate vă aduceți aminte, eu când am plecat de la primăria Peștera, a fost un moment extrem de delicat pentru mine și... A fost pentru prima dată când v-am văzut că ați plâns. Au regretat cu toții, iar vreau să spun că în 4 luni de zile colectivul din Medgidia s-a sudat, colectivul din Medgidia nu mai e dezbinat, pentru că era dezbinat, și orice dispută ce trebuie să aibă loc între direcții, între servicii, între compartimente, o preiau eu ca și coordonator, eu nu sunt șeful lor, sunt colegul lor, dar cu o responsabilitate de coordonare. Iar lucrurile, să știți că merg neașteptat de bine. Iar acum dumneavoastră aveți posibilitatea subtilă de a vă informa și puteți să scrieți acolo în presă dacă vorbele mele sunt adevărate. Haideți să vă întreb altceva, pentru că spuneți de investitori și de așa. Medgidia are o mare problemă. Omul când vine să aducă marfă sau să care ceva sau să așa, se lovește de gropile din drumuri. Pornind de la infrastructură. Infrastructura în Medgidia lasă mult de dorit, ca să nu zic că e la pământ. E sub nivelul pământului. Ce aveți de gând să faceți? Eu știu, șoseaua de centură, de exemplu. Când vine la Constanța și merg pe șoseaua de centură, mai că nu sar cu mașina direct pe câmp. Acum e un pic de șosea de testare pentru suspensii. Da, a fost un pic asfaltată. A fost peticită puțin înainte sau în timpul campaniei electorale. Nu, acum a fost peticită. Acum a fost erau niște gropi și acum s-a plombat zona. Infrastructura e o mare problemă și atunci cum rezolvați toată această problemă pentru a convinge investitorii să vină, pentru că le oferiți infrastructura de care au nevoie pentru a-și dezvolta afacerile aici? În condițiile în care trebuie să punctăm, Medgidia, așa cum spuneați și dumneavoastră, se comportă și ca un nod rutier. Adevărat. Pe toate rutele, naval, rutier, feroviar. Așa este. Nu are... Aerian, da. Da, e la doi pași. E la doi pași. Tot, sigur că da. Păi, trebuie să fim corecți. Într-un procent de 40%, problema infrastructurii în Medgidia este rezolvată. Sunt străzi asfaltate ce n-au fost asfaltate de zeci de ani. E adevărat că mai sunt multe străzi, parte dintre ele se va realiza cu siguranță anul viitor, și rămânând un segment mai mic și satele Valea Dacilor și Remus Opreanu, ce vor fi incluse într-un proiect cu finanțare europeană, pe care îl avem acum în, să spun, ca și temă. Vă referiți la reabilitarea drumurilor. La reabilitarea și modernizarea drumurilor, sigur că da. La Valea Dacilor și Remus Opreanu mai includem și racordarea la gaze, Valea Dacilor și la fibră optică, lucrul acesta sper să termine până la sfârșitul anului, racordarea la fibră optică. Iar în ceea ce privește centura Medgidiei, lucrăm la un proiect de scoaterea traficului greu din Medgidia, din zona
podul Independenței, apoi plecarea spre peștera DG-222 la Remus Opreanu și se va ocoli total Medgidia, nu vor mai fi nevoiți bieții oameni din zona străzilor pe unde circulă actualmente traficul greu, Speță Română și Dumitru Chicoș și alte străzi care trebuie să suporte încă un tranzit a unor utilaje grele. Acest lucru se va duce total pe din afară, acest proiect va face și legătură cu autostrada pe DG-222 sus de Remus Opreanu. Deci, cu alte cuvinte, vorbiți de un fel de nouă șosea de centură? Sau? Da, cu nod, alt nod la, care, la autostradă pe DG-222, Remus Opreanu Peștera. E un lucru care, în momentul în care l-am prezentat investitorilor, vreau să spun că au rămas plăcut impresionați. Atunci, peste tot, în toată lumea, se fac astfel de investiții, iar investitorii se duc în zonele în care nu deranjează cetățeanul. Și când să fie gata o astfel de centură? Un astfel de lucrăm proiect? La documentație, știți? Deci pentru toate trebuie bani. Noi ne pricepem și știm să facem și sunt oameni în primăria Medgidia care sunt foarte buni la scrierea proiectelor, la realizarea proiectelor. Datoria mea este să le aduc și banii. Transformarea Medgidiei într-un punct nodal, cum spuneam, pe toate axele de tranzit al mărfurilor, ar fi ideal, însă trebuie să luăm în calcul și faptul că un astfel de proiect va costa și foarte mult. Pentru că discutăm de adică dumneavoastră, din ce îmi spuneți și din ce înțeleg eu, veți folosi undeva cam la vreo 10, maxim 15% din infrastructura actuală, după care va trebui să construiți cam de la zero. Oarecum. Păi în felul acesta scoatem traficul greu în afară. Da, de acord cu dumneavoastră, iar dar uzura... discutăm de un proiect care înseamnă... Sunt evidente, discutăm și de costuri aici. Păi despre asta spuneam. Sunt oameni pregătiți, fac proiecte, lucrăm la documentații, la hârtie, într-un cuvânt, dar cineva trebuie să se ocupe de aducerea finanțelor. E, asta este datoria mea în primărie, asta este datoria mea în municipiul Medgidia, să găsesc orice soluție și să folosesc orice pârghie ca aceste proiecte să fie și finanțate. Fie pe fonduri europene, fie pe fonduri guvernamentale, sau de ce nu, și ale Consiliului Județean, pentru că și acolo e o resursă importantă de bani, ce se duce tot așa pe proiecte locale. Mi-ați adus aminte de o altă întrebare, vedeți, o evitasem în prima parte, dar acum nu vă iert. De când ați intrat în ALDE, aveți și sprijin în CJ? Să știți că, uitați, acum în ultimele zile deja am primit 2 miliarde de lei. Care se vor duce pe? Pe proiecte. Un proiect anume pe care l-aveți în vedere? Nu, sunt mai multe proiecte. Studii de fezabilitate, adică e complicat zona asta a proiectelor și nu e bine să nebunim cetățenii cu lucrurile astea tehnice, nu vor înțelege. Adică pe realizarea documentațiilor pe care le depui pentru atragerea fondurilor europene, guvernamentale sau... Bun, deci înțeleg că până la finalul anului am putea să facem un bilanț, că vor trece totuși, cred că vreo 6 luni, dacă nu mă înșeală pe mine calendarul. Acolo, aproape de 6 luni până la finalul anului. La șase luni de zile vom putea să facem, spre exemplu, un bilanț pe plus al actului administrativ la Medgidia de când Valentin Vrabie este primar? Din punct de vedere financiar, nu, pentru că... Nu, ca perspectivă... Nu. Ca și documentație, ca și perspectivă, ca și proiecte, ca și, să zic, certitudini scrise... Cu siguranță ne prezentăm foarte bine la sfârșitul anului, chiar dacă trec doar 6 luni de zile. Bun, și la ce buget vă așteptați, spre exemplu, pe 2017, în condițiile în care știți foarte bine situația, pentru că, oricum, nu ați fost străin de ea, bugetul acesta al Medgidiei s-a degradat de la an la an, pentru că așa aceste este. Datorii au tot venit din urmă și au rostogolit la rândul lor alte datorii, penalități și așa mai departe. Așa este. Bun. Și pe 2017, peste 2017, va veni la un punct acest 2016 destul de dezastros și greu încercat. Un an cu două campanii electorale. Știți, eu nu o să angajez la plată nicio datorie în această perioadă de 4 ani de zile. Deci, în niciun caz nu mă voi orienta spre credite sau spre
credite bancare sau credit furnizor sau orice altă variantă de îndatorare a MGD-ei, ci mă voi lupta să atrag resurse de oriunde pentru a ne finanța aceste proiecte. Cum spunea și dumneavoastră, bani de datorii, să zic că avem să le plătim, dar doar atât. Dacă avem probleme de altă natură, Doamne ferește, să știți că bugetul nu va permite acest lucru. Omul de rând care se uită la noi în acest moment e interesat de când și unde își va găsi el un loc de muncă. Și asta cred că e o mare problemă. Așa cum spuneați la început, MGD-a duce lipsa acestor, se vede acută lipsa acestor locuri de muncă. Ce speranțe poate să aibă omul că, eu știu, în perioada următoare și când estimați că ar putea să vină acei investitori despre care s-a vorbit și în campanie și după aceea? Sunt oameni care și acum vă întreabă pe Facebook, dar când vine fabrica de amoniac? Când vine fabrica cu tare? Ce le răspundeți doar? Păi uitați, o fabrică ce desfășura o activitate economică s-a luptat o mare perioadă de timp să obțină niște avize și în final autorizație de construire. Eu am reușit să deblochez acest lucru foarte repede și deja se vor mai crea, că am înțeles, 250-280 de locuri de muncă. Practic se dublează activitatea. Practic se dublează activitatea. Iar despre acea investiție mare, foarte mare pentru Medgidia și destul de mare pentru județul Constanța, suntem în acest moment în stadiu de obținere a vizelor pentru plan urbanistic zonal. Documentație care sperăm să fie gata și apoi să fie supusă dezbaterii în Consiliul Local ori la sfârșitul lunii noiembrie, ori în luna decembrie. În așa fel încât la mustul zăpezii în primăvară, lucrările acestei fabrici să înceapă. Cam acesta este orizontul de timp, cam acestea Câte sunt discuțiile. Locuri de muncă va crea această fabrică, domnule? Păi, această fabrică, pe orizontal și pe vertical, va crea aproximativ 3.000 de locuri de muncă. Ea va păstra doar producția, restul va fi externalizat. Au fost jurnaliști, apropo de chestia care spuneau, au luat de la mediu hârtiile și spuneau, de fapt, hârtiile de la mediu sunt numai 280 locuri, de la 280 la 3.000. Pentru producție. Ca să vă spun un lucru așa, această fabrică va procesa 1.500 de tone de porumb pe zi. Să transporți acele 1.500 de tone de porumb pe zi, îți trebuie cel puțin 60-70 de camioane. Acel porumb nu l-aduci doar de împrejur, l-aduci de oriunde din țară. Și îți trebuie mult mai multe camioane să-ți poată aduce la poarta fabricii 1.500 de tone de cereale. Mai departe, produsul finit trebuie transportat în port, oriunde. Iar este nevoie de alte firme care vor face acest lucru. Deci când vorbiți de acele 3.000 de locuri de muncă, le includ păi și da, pe acest... Spunea domnul primar că sunt pe orizontală și sunt și pe verticală. Deci clar vor dar, fi și... Dar cei care se pricep la toate, acel personaj toxic din presa constanțeană, trebuia să mă întrebe, pentru că îi prezentam planul de afaceri și prezentea corect opiniei publice. Deci ei vor păstra doar producția și restul va fi externalizat. Și atunci producția precum, cât va fi? Precum este cimentul. Cimentul are externalizat o mare parte a activității. Sunt cam jumate-jumate sau cum sunt? Nu, într-un procent de 80-90% va fi externalizat. Ei vor păstra doar producția. Doar. Și acele 280 de locuri de muncă vor fi în restul, producție, restul va vor fi pe destul de interesant și v-am spus, dacă cred că este din ce am mai analizat și eu, nu știu totul, dar până acum n-am văzut o investiție atât de mare privată în România în ultimii ani. Ce valoare ar trebui să aibă aceste investiții? Aproximativ 100 de milioane de euro în total. La cheie? Da, dar e ceva ce... Eu chiar am fost invitat acolo și am văzut cu ochii mei. Oamenii aceștia sunt mari industriași în Turcia și am văzut cu ochii mei ce sunt în stare să facă. Iar fabrica ce se va realiza în România, în Medgidia, este... enormă. E ceva mai mare decât fabrica cimentul, așa ca dimensiune. Ar mai fi un subiect pe care vreau să-l deschid legat de, eu știu, ce se întâmplă cu partea de descrețire a frunților, dar poate o lăsăm puțin mai pe final, dacă moderatorul nu vrea să intre în alte subiecte. Nu, rămânem un pic spre final, pentru că tocmai
aș vrea să punctăm foarte clar în ceea ce privește investițiile, dumneavoastră, sau am auzit vorbindu-se nu numai despre această fabrică, ci și de altele care încă sunt în curs de dezvoltare. Să înțeleg că iluzia aceea a parcului industrial de la Megidia începe să prindă conturi de la viziune, deci de la planșetă, viziune, planșetă și implementare sau cum? Vreau să vă zic ceva, a fost doar o planșetă. Cineva care știu să picteze foarte bine și să prezinte foarte frumos o minciună. Nu există un parc industrial pentru că nu există o titulatură de parc industrial. Și mai mult decât atât... Păi vin industriile aici, văd. Vine fabrica de amidon. Dar nu are legătură cu parcul ăla industrial. Păi și ele nu vor fi puse toate... Nu, mai aveți investitori care vor să vină, cel puțin din ce cunoștințe am eu. Și alte fabrici și fabricuțe care mai vor să vină să investească. Alți industriași. Am spus că sunt lucruri pe care le discutăm, sunt multe, dar eu sunt un om mai aplicat, să spun. Nu mă hazardez să spun, uite, domnule, o să vină nu știu ce lucruri, până când nu am și certitudinea. Despre aceste investiții despre care v-am vorbit, sunt certe, sunt clare și vor începe în perioada aceasta. Aveți ceva facilități pe care le gândiți să le oferiți, un pachet de facilități pe care le oferiți unui potențial investitor din România, din Turcia sau din alte zone? Uite, de exemplu, acestui investitor cu fabrica de fapt, nu este de amidon, ci este o fabrică de procesare a porumbului. Nici nu vă puteți închipui ce se face din porumb. Eu am văzut cu ochii mei niște lucruri care m-au lăsat pur și simplu mască. Se face zahăr din porumb, dacă nu știați. Se face cofeta. Se face ulei, se fac o grămadă de sortimente. Și vor face toate astea aici la Megidia? Toate se vor face la Megidia și vor fi exportate în toată lumea. Vezi dumneavoastră, eu am vrut să-i spun și uite, o să-ți oferim o facilitate. Dacă mă credeți că a spus nu, nu vreau nicio facilitate, vreau doar să am libertatea, vreau să am protecția, știind foarte bine ce se întâmplă în România, în zonele administrative, unde grupuri mafiote de interese politice distrug dezvoltarea locală și nu le creează climatul acela de siguranță și de ce nu de respect, pentru că oamenii ăștia vin și investesc niște bani. Acolo eu am reușit acest lucru. Acolo în Turcia unde ați fost și am scris și despre chestia asta, eu știu, v-au cerut ceva în nume oamenii de acolo? Ce caută ei când vin în Megidia? Păi uitați, acest lucru caută climatul, liniștea, siguranța, protecția și respectul. Cred că sunt lucruri decente și de bun simț, pe care nu multe unități administrative din România le pot oferi. Adică de ce ne merge la Constanța sau la Mangalia și vin la Megidia? Păi asta vreau să vă spun acest investitor și vă va spune la vremea respectivă, a testat 6 țări din Uniunea Europeană și din România 4 județe. Galați, Brăila, Ialomița și Constanța. În Constanța mai multe unități administrative. Prima dată această investiție trebuie să facă la peșteră anul trecut. Din momentul în care eu am decis să mă mut, acest om, deși cumpărase și acolo suprafața de teren, a cumpărat o altă suprafață la Megidia și a investit aici la Megidia pentru cartea de vizită pe care o am eu în rândul investitorilor. Este bine cunoscut și m-au și verificat că am o relație corectă și un respect pentru cei care investesc. În Comuna Peștera în 2008, economic, nu aveam nimic. Arau cu tractoare ușa 650 ca în epoca de piatră. La ora aceasta, Comuna Peștera este cea mai dezvoltată de punct de vedere economic, atrăgând peste 125 de milioane de euro ca și dimensiune economică. Acolo este și un investitor turc ce deține cam 2000 de hectare de teren, bineînțeles s-a informat ce fel de primar sunt, ce fel de administrație oferă. Păi și dacă ați plecat, nu vin la Megidia? Sau nu, iau terenurile acolo. Păi, dar oricum sunt pe axă, da, acel drum, acea centură va trece și prin... Aceste lucruri au târnat cel mai mult sau au cântărit cel mai mult în decizia finală pe care au luat-o, iar cum am spus, la momentul respectiv, singuri vă vor informa. Simțiți că oamenii din Consiliul Local vă ajută în acest sens? Vă oferă sprijinul? Păi, haideți să vă spun, ei urmăresc activitatea din Consiliu, pentru că interesează, investesc într-o comunitate. Imaginea aceasta este, cum să spun, imaginea corectă și de bun simț pe care trebuie să o etaleze, pentru că este imaginea unei comunități. Bine, consilierii sunt oricum, și să știți că este un fenomen pe care l-am observat în multe primării, imaginea Consiliului depinde foarte mult de imaginea primarului. Dacă avem un primar certăreț, un primar
care tinde tot timpul să meargă pe acel principiu imbecil de cele mai multe ori în administrație, de tipul divide et impera, sigur că da, și Consiliul va fi tot divizat sigur, și fără niciun fel de activitate reală, deci doar se vor întâlni doar ca să mai bea o cafea. Mai avem 5 minute de emisiune, haideți să discutăm un pic și de latura asta culturală, discutăm și despre ceea ce evenimentele care vor avea loc la Peștera și să atingem un pic și la Megidia, dar mă iertați, să știți, tot am fost, să am rămas pe Peștera să acolo. Să vă povestesc o... Dar totuși m-a dezamăgit într-un fel ca și simpatizant și locuitor al municipiului că totuși zilele da, revin la asta, dar permiteți-mi să vă spun o întâmplare. Merg la București, mă întâlnesc cu mai multe persoane acolo importante și mă prezintă, știți, domnul primar de la Medgidia, de la municipiul Medgidia. A, bună, domn primar, nu știu ce. Și în discuție, zice, el a fost primarul la Comuna Peștera. A, dumneata, ai fost primarul la Comuna Peștera. Vedeți? Acum vă dați seama câtă responsabilitate și câtă ambiție am ca după 4 ani să spună lumea, a, tu ești primarul de la Medgidia, adică chiar nu vreau să treacă 4 ani degeaba peste mine, peste viața mea și sper că în final, domnilor, să-mi înțelegeți decizia pe care am luat-o în a mă implica mai mult. Da, este, s-ar putea să există o justificare, dar exact aici vreau să zic. Sper să se dovedească că nu am avut dreptate. Eu totuși îmi păstrez rezervele și... Dați o bere, domnul Băiorul. Dau și două. Să fie bine pentru oamenii din Medgidia. Asta da. E tot ce, asta tot ce și, contează. Asta îmi doresc apropo de bine. Că dacă mi este și greu mie și le va fi și lor greu, înseamnă că am făcut un lucru greșit. Dar flerul meu și instinctul meu nu m-a... Bine, aici jocul politic este oricum destul de așa agresiv. Este. Ecuațiile politice sunt greu și de rezolvat chiar mare. Și de o minte ca cea a lui Einstein. Sunt imprevizibile, acum e greu de văzut. La Medgidia, la Peștera, la începutul lunii decembrie, aprindeați luminițele. Veți aprinde luminițe și aici, la Medgidia, apropo de chestia asta? Ce aveți de gând să faceți? Cu siguranță, spiritul sărbătorilor trebuie să cuprindă întreaga Medgidie. Oamenii știu că au așteptări la mine și voi face orice este omenește posibil ca pe data de 6 decembrie, începutul sărbătorilor de Crăciun, de pe 6 decembrie până pe 7 ianuarie, Medgidia să prindă viață. Și va să fi găsit totuși în campanie electorală, să nu fie interpretat altfel în acel moment. Păi, na, câteva zile înainte de alegeri. Dar e un lucru creștinesc și toată lumea face acest lucru. La Peștera, anul trecut cel puțin, și în ultimii ani de altfel, dar anul trecut a fost un vârf, așa, o explozie, erau adevărate pelerinaje, oameni care veneau să facă turism pentru a vedea... Era ultimul an al lui Vrabie la Peștera și asta e treaba, de marcat Peștera. Momentul. Cum puteți să depășiți un astfel de moment în care anul trecut era, adică lumea venea acolo să facă turism, veneau cu autocarele să vadă celebrul bar de la Peștera, cum puteți să-l depășiți la Medgidia? Știți, lucrul acesta se va întâmpla la Medgidia cam peste 3 ani. Trebuie să recunoaștem că la Peștera, după 8 ani de zile, am ajuns la acel vârf. Pentru că ați cumpărat beculeț cu beculeț, exact, an de an. Exact. Veți face acel lucru și aici? Același veți investi în decorațiuni? Și în Medgidia voi face același lucru. În 6 luni de zile câte să facem. Dar vor fi surprize pentru... Primăria Constanța investește, de exemplu, 4 milioane pentru a închiria numai și a monta beculețele pentru... mai puțin de o lună, probabil. La Medgidia, ce să știți că avem și noi varianta aceasta de închiriere, vedem cât putem cumpăra de suma care avem și cât putem închiria de suma care avem. E un an de, cum să spun, de încercare pentru mine. Greu încercat, cum da, v-am deschis mai devreme. Asta... Oamenii, până la urmă, nu trebuie să știe, oamenii trebuie să se bucure de perioada respectivă și eu am obligația să le creez această stare. Important este să vezi așa și pe astfel de idei, de evenimente, cum era, eu știu, ziua Comunei Peștera, veți avea, o veți transpune cumva și pe Medgidia, pentru că, așa cum spunea și colegul meu, nu s-au întâmplat zilele orașului. Vor fi zilele tinerilor, vom face lucruri interactive și vom crea activități culturale fantastice. Aici vreau eu să ajung, la cultură, pentru că știți foarte bine, este o coardă ruptă în Medgidia, nu mai putem să spunem că e o coardă sensibilă, este o coardă ruptă cultura în Medgidia. Cum intenționați să revigorați acest domeniu, această bucată frumoasă a vieții sociale? Să știți că... Pentru că e o bonulitate absolută cultura în Medgidia, doar cu mici excepții. Și aș puncta aici activitatea de la Inner Roman,
Asta vreau să spun. Vă invit să vedeți că acolo e o activitate, să știți, intensă, de calitate. Cunosc situația, dar dincolo... A aici fost festival trebuie să... de muzică, sigur că care da. A avut ecouri bune până la urmă. Mai trebuie totuși un pic adăugat, pentru că acum și în lumina acelor pretenții despre care vorbeați dumneavoastră, totuși performanțele dumneavoastră vă recomandă la performanțe exponențial corect. Mai mari. Mi-asum. La Megidia. Și de aceea vă întrebam, pentru că am văzut viață culturală destul de bună și de frumoasă la Peștera. Ori mă uit în Megidia, totuși e prea puțin numai la Ine Roman. Puțin. Așa este. E un municipiu care nu are un cinematograf, e un municipiu care nu are un teatru, este un real. Da? Este un municipiu care are cultura, v-am spus, cu care nu are o sală. Care nu are o sală de decentă. Cultură în care să-și desfășoare activitatea culturală la nivelul la care să știți că o are încă Megidia. Cultura așa, la nivelul ăla mic și amărât la care a fost obligat să supraviețuiască, este există. În cocon, domnul Vrabie. Deocamdată ea este. Încă nu a eclozat. Așa este. Este așa în este. Cocon, foarte bine se conservă, copiii au acces la cultură, dar până la o anumită vârstă când pierd complet contactul. Aveți perfectă de acolo încolo nu mai e continuată cultura. Este multă nevoie de continuitate. De aceea vă spuneam, evenimentele culturale și cel puțin în aria și în nota în care ne-ați obișnuit la Peștera ar trebui să continue și aici, pentru că mai ales aici chiar e nevoie de cultură. Asta vreau să zic, nu comparăm lucrurile. Era o comună, aici un municipiu. Sunt conștient de responsabilitate, sunt conștient de nivelul de la care trebuie să plec, nu mai plec de la... să zic, firul de iarbă, ci sunt obligat să pornesc de la un anumit nivel al pretențiilor, să spun așa, pentru că totuși este al doilea municipiu ca mărime din județul Constanța și eu trebuie să fiu primarul pe care oamenii l-au ales cu un procent atât de mare. Adi Boioglu, concluzia serii. Meci interesant aici cu domnul Vrabie, zic eu. Cu siguranță, da, a fost o discuție care a lămurit anumite aspecte, cel puțin pe partea politică. Pe administrație mi-aș fi plăcut să mai discutăm despre multe altele și aș fi vrut să înțelegem mai multe lucruri care interesează până la urmă pe locuitorii orașului, pentru că politica, eu știu, ca și politica, până la urmă, oamenii interesează ce mănâncă, ce așa. Concluzia mea ar fi următoarea. Sunt tare curios ce se va întâmpla în, eu știu, după acei 2 ani pe care îi spuneați și, bineînțeles, și până atunci, pentru că vom urmări îndeaproape și mai ales dacă această intrare în politică va aduce adevărate beneficii locuitorilor municipiului. În orice caz, domnul primar tocmai puncta că dacă nu va aduce beneficii, va pleca. Să știți că eu am notat foarte clar și înregistrarea rămâne. Îl vom ține și îi vom readuce periodic acest lucru aminte atunci când va fi cazul sau dacă va fi cazul. Să știți că trebuie să luați în calcul, sunt și eu om și s-ar putea să greșesc și eu. Așa că nu mă omorâți, dați-mi o altă șansă. Da, nu o să tragem niciodată în pianist, dar îi vom rupe degetele. Concluzia serii, domnul Vrabie. Păi, ce să spun? Ați dorit să avem o discuție, știți că am fugit mult de o astfel de discuție, însă ați spus nu, trebuie odată și odată să rupem pisica într-un cuvânt și să spunem egidienilor ce trebuie să le spunem. Ei meritau asta. O mică părticică din lucrurile grele pe care trebuie să le suport, le-am spus în această seară. Nu sunt un om care să mă plâng, nu sunt un om laș, sunt un om luptător, sunt un om care am principii și voi duce această responsabilitate cu cea mai mare bucurie, să știți. Și sunt convins că rezultatele pe care le voi avea la Megidia vor confirma bunele mele intenții, iar oamenii la sfârșit vor să zică da, de data asta nu ne-am înșelat. Pentru prima dată după 26 de ani. Să sperăm că va fi. Să sperăm, da, exact asta vreau să spun și eu, Adi, să sperăm că lucrurile vor fi așa. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezență, domnule primar, Adi, vă mai așteptăm pe aici. Aș vrea chiar să repetăm această experiență, însă discutăm mai mult despre actul administrativ, pentru că, într-adevăr, mirajul acesta al politicii ne-a prins, dar erau și foarte multe aspecte de lămurit acolo, aspecte pe care nici eu și nici cetățenii și nici tu și probabil că nici cei care v-au susținut nu le-au înțeles pe deplin, pentru că e greu să vorbești cu 40.000 de oameni și să le explici luându-i pe fiecare în parte. Vă doresc mult succes
La fel și ție în activitatea de presă, Adi. Stimați telespectatori, atât pentru astăzi. Concluziile vă aparțin. Așa cum am spus, nu trageți în pianist, dar dacă greșește, rupeți-i cât un deget ca să-și aducă aminte că totuși poporul este cel care decide, sigur, forța este întotdeauna la noi, deși foarte mulți au încercat să ne ia, iar noi presa vom încerca tot timpul să fim acolo unde politicul și cetățeanul se întâlnesc. Până data viitoare, toate cele bune!